Dragoș Irimescu. Da. Similar cu Veterbest, cum te știe lumea. Da. Am venit să ne cunoaștem pentru că noi avem campania Antreprenori de Succes la Observatorul Prahoven și știu că nu mai ai Veterbest, dar tot de succes ești. Cel puțin în... Deci, recunoaștem. Succes ai în continuare, chiar dacă ai intrat într-un, să zicem, un cont de umbră din 2018 încoace. De ce? Eu sper că nu am intrat totuși în cont de umbră, pentru că sunt convins că a rămas o amprentă, în special în zona țigărilor metalice, unde am reușit să creăm împreună cu un alt antreprenor de succes din România în sfârșit o zonă, să spunem, românească. Țiglele metalice și învelitorile metalice fiind unul din puținele domenii de activitate în care antreprenoriatul român este clar în frunte și domină piața în România. De ce din 2018 sunt 5 ani de zile? Când, de când tu nu ai mai ieșit în presă, n-ai mai spus nimic. Asta s-a întâmplat și pe fondul dorinței mele de a călători, de a vedea lumea, de a-mi îmbogăți orizontul. Pentru că sunt sigur că majoritatea dintre noi, dacă nu toți, în copilărie visăm locuri în care să ajungem cândva. Și eu am visat și am ajuns în multe astfel de locuri. Am văzut și am învățat, zic eu, multe lucruri cu ocazia asta. De Veterbest voiam să întreb cum ai început, pentru că este o afacere pornită practic de la zero. Da. Și poate să fie un model pentru cine vrea să pătrundă în lumea antreprenoriatului de la noi. Orice afacere de succes poate și trebuie să fie un model. Eu, așa cum am mai spus când am fost întrebat, am început afacerea Veterbest din copilărie. Pentru că din copilărie mi-a plăcut să interacționez cu oamenii, mi-a plăcut să vând și am învățat să vând. Din totdeauna mă știu vânzând ceva, de la celebra gumă de mestecat Raylis în anii 70, la diverse mărunțișuri care ne luau ochii pe acele timpuri și care acum sunt absolut lucruri banale și la îndemâna oricui. Cert este că după Revoluție, de fapt după așa zisa Revoluție, am renunțat să mai lucrez la stat și am început să lucrez pe cont propriu. Din nefericire pentru dezvoltarea mea ca om de afaceri, nu am văzut de atunci importanța producției și a serviciilor. Bine, era și o lipsă crasă de educație.
Iar din momentul în care am realizat că trebuie să acționez în această direcție și din 1999 am început să produc tâmplărie din aluminiu și din PVC. La foarte scurt timp am început să mă implic și în vânzarea de țiglă metalică și după niște ani în care am cochetat și am avut succes în atât în producția și vânzarea de tâmplărie din aluminiu și din PVC și vânzarea de țiglă metalică din Suedia și din Polonia, am trecut în 2007 la producția de țiglă metalică. Eu sunt de profesie inginer tehnolog, sunt proiectant în construcții de mașini. Și mi-a plăcut dintotdeauna matematica. Am iubit matematica, am iubit școala și nu mi-amintesc, așa cum am mai spus-o, în perioada dintre clasele a 5-a și ultima clasă de liceu, nu mi-amintesc să fi avut zi în care să nu rezolv probleme de matematică. De plăcere. Absolut de plăcere, absolut de plăcere. Și-au pus amprenta asupra mea profesorii de matematică, atât din școala generală, cât mai ales celebrul Eugen Onofraș de la liceul Mihai Viteazu din Ploiești, care a influențat multe generații prin personalitatea sa. Matematica, școala, ingineria, educația de acasă m-au ajutat în tot ceea ce am făcut și am reușit ca în câțiva ani de la pornirea activității de producție la Wetterbest să fiu unul dintre principalii doi producători de țiglă metalică din România. Am avut în Wetterbest niște principii care erau afișate peste tot în fabrică, iar primul și cel care m-a călăuzit cel mai mult este acela: nu inventa roata. În majoritatea situațiilor în care am obținut rezultate pozitive, am căutat să nu inventez roata și în majoritatea situațiilor în care rezultatele nu au fost tocmai bune, asta s-a datorat și faptului că am neglijat acest aspect. Ce înseamnă să nu inventezi roata? Înseamnă că, de regulă, întotdeauna în ceea ce vrei să faci, există oameni care au rezolvat problema, există oameni care au făcut ceva bine sau mai bine în domeniul respectiv și în baza experienței de-a lungul timpului au făcut ceea ce au făcut și e bine să luăm de acolo, e bine să ne folosim de experiența din trecut, pentru că dacă vrem să inventăm, suntem foarte puțini capabili să inventăm și să lăsăm inventatorilor. Corect, așa e. Treaba asta să o facă. Lucrul ăsta este valabil în absolut orice domeniu de activitate, de la viața personală la politică, de la afaceri, la așa e. Orice altceva. Și totuși, odată cu vânzarea Wetterbest, tu ai creat un brand, l-ai vândut și te-ai apucat de altceva. După ce ai renunțat la Wetterbest, ce ai dezvoltat în continuare? După aceea am dezvoltat două mici parcuri industriale, unde în felul acesta s-a creat posibilitatea
dezvoltării activității economice în zonă sunt probabil 100 și ceva de locuri de muncă. Sunt firme care... Parcurile industriale unde? Aici? Sunt aici. Sunt în locația în care ne aflăm și în vechea locație Wetterbest pe care am preluat-o la semnarea ultimelor documente de vânzare în 2019. Între timp am dezvoltat o afacere începută cu mai bine de 10 ani în urmă și anume aceea de vânzare și instalare de hale cort industriale și pentru evenimente în firma Rocavera, aduse din Polonia pe tehnologie norvegiană. Iar începând de anul trecut, Sun Project vinde centrale electrice fotovoltaice, face proiecte, instalează și... Deci cumva ne orientăm spre energie regenerabilă, spre energie verde. Panourile fotovoltaice. Da. Se pare că este un trend. Nu știm până unde se va putea dezvolta, pentru că e nevoie de o rețea de distribuție solidă și la un moment dat s-ar putea să nu mai putem instala. Dar cert acum este loc pentru așa ceva. Legat de cele două afaceri, am dezvoltat cu producătorul norvegiano-polonez Protan sistemul de fixare al panourilor fotovoltaice pe aceste hale cort industriale sau de evenimente. Și acum acestea vin cu elementele de fixare gata pe structura, pe poziție, pe structura de rezistență a acoperișurilor acestor hale. Cam astea sunt realitățile în zona de afaceri. Nu ar fi de neglijat nici, haideți să spun, micul complex rezidențial pe care îl dezvoltăm pe malul lacului Străulești în București. Niște apartamente simpatice, cochete, dar este o activitate nouă și care solicită foarte mult timp, care solicită foarte multe informații și pot să spun după această afacere că este recomandabil și este foarte bine ca întotdeauna când ne apucăm de o afacere nouă să studiem intens, să ne facem temele cât mai bine și de asemenea lucruri cu care nu suntem obișnuiți noi românii și probabil zona aceasta geografică, orice afacere pornești și orice semnezi cu efect juridic trebuie să fie asistat de un avocat. Ce problemă avem de rezolvat? Păi avem în agricultură. Atunci sunt cei din zona teoretică, care sunt cercetători, profesori universitari care trebuie folosiți, întrebați, sunt cei din zona
antreprenorială, sunt cei din zona celor care au realizat efectiv ceva. Și aici vorbim de cei care sunt în top. Cu ei trebuie vorbit și rezolvat. În plus, folosim, nu inventăm roata. Din nou nu inventăm roata. Fie că vorbim de cei care au realizat la noi ceva, dar mai ales de cei care au realizat ceva nu foarte departe. Pentru mine, Polonia, Ungaria sunt niște modele pe care noi ar trebui să le urmăm în ceea ce au făcut bine și să fim atenți acolo unde au greșit ei, să nu greșim și noi. Pe mine m-a ajutat foarte mult piața din Polonia în dezvoltarea afacerii Wetterbest, pentru că am copiat cât am putut de mult, filtrând prin posibilitățile, cu posibilitățile mele, realizările. Și adaptat la realitatea din România, probabil. Adaptat. Da, pentru că acum, vezi tu, asta nu înseamnă că fiecare care încearcă să copieze un model va reuși. Totul trebuie asta adaptat. Este un ajutor. A copia un model de succes este mai bine decât a nu copia. Dar asta nu garantează succesul. Pentru că este foarte important și cum aplici modelul respectiv, cum îl folosești. Corect, pentru că trebuie adaptat realităților din piață, din țara respectivă, cam în cazul nostru. Da. Și foarte important, la fel, să vezi unde au greșit și să nu mai faci și tu greșelile pe care le-au făcut ei. Discuția poate să alunece dintr-o temă în alta, că de aici putem să mergem în zona de educație, putem să mergem în zona de copii și tineret, acolo unde este foarte mare nevoie de a nu inventa roata, unde este foarte mare nevoie de modele, pentru că nu de multe ori, din nefericire, copiii, tinerii, la ora aceasta culeg modele mai puțin bune. Nu știu în ce școli se învață despre viață. Învățăm aritmetică, citire, literatură, limbi străine, foarte bine că învățăm limbi străine, multe lucruri învățăm, dar nu învățăm despre viață. În ce sens despre viață? De exemplu, este extrem de important să știm să vindem. Toată viața noastră facem comerț, vindem și cumpărăm. Sunt, am înțeles că la cele economice sunt clase de... Nu. Copilul de mic trebuie să învețe. Eu am avut norocul să am o mătușă născută negustor. Iar ea, efectiv... Totuși, de arta comerțului, de a ști să vinzi ceva. Păi, dar trebuie să știm să ne vindem pe noi. Noi nu știm să ne vindem. Deci, ai o pregătire, ai o profesie și nu știi să te vinzi pe tine. De multe ori, nu știi să-ți negociezi condițiile salariale. Deci, nu știi să te vinzi. Ok, că nu toată lumea trebuie acum să se apuce de afaceri, să producă ceva sau să mute de colo-colo ceva și să vândă, să cumpere. Păi nu, că dacă am avea numai antreprenori, n-am mai avea angajați. Exact, n-am mai avea angajați. Dar tot timpul toți cumpărăm ceva, câteodată vindem ceva și asta este un lucru care se poate
învăța cât de cât încă de pe băncile școlii. Corect. Ceea ce pot să mai spun pentru toată lumea, nu doar pentru copii, este importanța modelelor. Remarcam mai devreme că de multe ori, în momentul de față, copiii, tinerii, oamenii iau modele false, iau exemple. Cum adică? Iau modele oameni care în realitate nu au ajuns unde au ajuns printr-o activitate onestă, printr-o activitate corectă, printr-o activitate frumoasă, sau iau modele pentru atitudini, vorbe sau gesturi care pot să fie chiar antisociale. Este foarte important să arătăm, să aducem în față modele reale. Din nefericire, și media, și am văzut că, în special la noi, am avut ocazia să văd și în multe alte țări civilizate, și nu apar atât de mult ca la noi știrile senzaționale și, în general, senzaționalul care efectiv deranjează retina. Avem nevoie de senzațional bun, de senzațional pozitiv, sănătos. Avem atâtea realizări, avem atâția oameni și deosebiți. Nu neapărat senzațional, avem nevoie de partea pozitivă de a cotidianului. Exact. Care trebuie scos în evidență. Eu și Horațiu de la Brașov, chiar m-am întâlnit, am avut să spunem, este vorba de Horațiu de la Bilca. Da. Bun. Un tânăr antreprenor de mare succes. Chiar am avut o întâlnire cu el la Brașov și am rămas plăcut impresionat de ce a reușit să facă acolo și am depănam așa din amintiri și constatam amândoi cu bucurie că noi am avut o concurență acerbă, dar o concurență din care am câștigat foarte mult amândoi. A fost o concurență constructivă în care fiecare încerca să copieze realizările celuilalt în felul lui și încerca să evite greșelile celuilalt. Și pentru că am amintit de această concurență benefică, aș vrea să dezvolt un alt subiect care poate fi dus către copii și tineri, acesta de a înțelege competiția și concurența ca pe ceva care ne dezvoltă, ca pe ceva care ne ajută. Și din care să învățăm. Și din care să învățăm și să fim împreună și să nu ne intereseze și să ne bucure moartea caprei vecinului, ba să ne întristeze. Eu aș fi foarte bucuros dacă politicienii și-ar da mâna și împreună cu noi am face să mișcăm cât mai mult, am ieși din înțepeneală, am copia Polonia, Ungaria, nu mai zic de țările occidentale. Exact, și am pornit motorul și am putea să facem multe lucruri frumoase, multe lucruri interesante. Da, mă rog, eu nu sunt politician. Ce ai avea să le transmiți tinerilor care vor să se apuce de un business? Păi trebuie
De ce ai nevoie? Nu știu dacă fără de bani. Nu există o ordine. Nu, n-ai nevoie de bani. Toți au impresia, ca să se apuce de afacere, că au nevoie și, de bani. Și eu le spun așa. În momentul în care începi cu motive pentru care să nu începi o afacere, nu prea ești făcut pentru afaceri. Da? Deci sunt oameni care sunt făcuți pentru afaceri și oameni care păi, nu. Asta este un prim examen, da? Care îți arată cât de aproape ești de afaceri sau nu. Nu am bani, nu am spațiu, nu e forță de muncă, e competiție mare. Deja când începi și cauți astfel de argumente, ai o problemă. S-ar putea să nu prea fi făcut pentru așa ceva. Deci îți trebuie un curaj, îți trebuie să găsești un domeniu în care să încerci să te afirmi, îți trebuie evident know-how, deci trebuie să te documentezi, trebuie să nu inventezi roata, trebuie să vezi în stânga și în dreapta, în domeniul respectiv, ce trebuie să faci, ce tehnologie, ce utilaje, de unde să cumperi, ce trebuie să cumperi, care sunt prețurile. Deci o pregătire există înainte, dar susțin că cel mai important este să ai acest curaj de a porni. Trebuie să lucrezi cu agendă. Eu am învățat foarte multă lume să lucreze cu agendă, să îți notezi cât mai multe, ce ai de făcut, diverse idei. Eu chiar și acum, numai ca pe vremea Wetterbest, când cred că nu am avut noapte în care să nu mă trezesc pentru că lucra creierul și aveam o idee. Trebuia și aprindeam lumina, deschideam agenda și îmi notam. Astăzi probabil că tinerii au agenda în telefon. Eu nu am căpătat această dexteritate și de a umbla. Pe clasic, da. Și am rămas pe clasic cu notatul. Am pus la un moment dat un panou mare aici la intrare în care am scris Dragoș Irimescu, consultanță gratuită în antreprenoriat. Cred că în 6 luni am primit 1 sau 2 telefoane. Asta înseamnă o lipsă de curaj, pe de o parte, și poate să fie pe de altă parte și că am văzut la foarte mulți dorința asta de a inventa roata. Dar de ce să-l întreb? Dar ce eu nu pot să fac? Școală. Ne întoarcem la școală care trebuie să aibă ore de pregătire în zona asta de vânzare-cumpărare. Pentru că nu se rezumă doar la a ști să vindem sau să cumpărăm ceva. Când spun de treaba asta, spun că ar trebui să fie făcute niște cursuri generale cu ce să facem, cum să facem ca să ne fie mai ușor în antreprenoriat, în a întemeia o mică afacere, pentru că este benefic pentru societate ca nu toată lumea să fie antreprenori. Dar și dacă ești liber profesionist și dacă ai o mică afacere de familie și înseamnă foarte mult la nivel general, la nivel național. Și aici vin cu o altă problemă pe care cred că o avem în societate și anume aceea că aproape toată lumea încearcă să ajute, să meargă doar în zona, să spunem,
defavorizată sau la modul general, nu? Pentru că laptele și cornul se dădeau sau se dau tuturor copiilor. Se dau tuturor copiilor. Tuturor copiilor. Dar neglijăm total zona aceea de copii deosebiți, pe care i-a înzestrat natura cu ceva deosebit, cu talent deosebit, și pe care noi avem obligația să îi ajutăm cât mai mult, pentru că ei sunt cei care au cea mai mare capacitate de a dezvolta societatea. Este foarte bine, trebuie să ajutăm pe toată lumea, trebuie să dăm la toată lumea. Da, dar că noi ne îndreptăm spre partea asta de ajutor social. E foarte bine. Este foarte bine să ajutăm. Înțeles. Dar nu trebuie să neglijăm, ba dimpotrivă, trebuie să punem foarte mult preț pe copiii dotați. Avem nevoie să-i motivăm, să-i pregătim, să-i facem să rămână în țară și să dezvolte, să ajute cât mai mult la dezvoltarea societății. Și cu asta vreau să închei. Eu le spun așa celor care încep cu motive pentru care să nu înceapă. Gândiți-vă că în Statele Unite societatea, economia, afacerile sunt atât de dezvoltate și sunt la un nivel atât de ridicat încât cineva ca tine, tinere, care spui că e greu să începi o afacere, nici n-ar trebui să se mai gândească să înceapă o afacere, pentru că acolo este o piață suprasaturată. Exact. Ce rost are să mai... Și culmea, tot acolo apar cei mai buni peste noapte, în permanență, acolo apar oameni care rup pentru că este concurență marginile. Mare. Păi tocmai această concurență ajută la aceste salturi deosebite. Deci, curaj. Că se poate. Se poate, da. Se poate, clar. Mulțumim mult de tot. Și eu vă mulțumesc, Româna.